Prezentăm în această lecție calculul la două limite, în cazul de excepție 1 la infinit. Prezentăm în dreapta și formulele aferente, celebra formă a șirului lui E, limită când x tinde la plus minus infinit din 1 plus 1 supra x la puterea x este E, dar și în ipostaza aceasta, limită când x tinde la 0 din 1 plus x la puterea 1 supra x, și desigur mai jos prezentăm forma care o vom găsi în mod concret în cadrul exercițiilor ce urmează. Așadar, pornind de la primele formule, noi vom întâlni concret în cazul calculului de limite această limită, limită când x tinde către x0 din 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x este egal cu e. Bineînțeles, cazul în care f de x tinde către 0 atunci când x tinde către x0. Deci acestea vor fi considerentele teoretice pe care le vom utiliza. Iată prima limită. Limită când x tinde la infinit din radical din x plus 1 supra x. Totul la puterea radical din x. Vom aplica această limită la început pentru a depista eventualul caz de excepție. Deci este egal în continuare, aplicând deci limita, limita din radical va fi radical din limită, vom avea sub radical limita unei funcții raționale în care gradele sunt egale, deci vom avea radical din, limită când x tinde la infinit din x plus 1 supra x este 1, totul la puterea, limită când x tinde la infinit din radical din x, adică din radical din infinit. Este egal în continuare, radical din 1 este 1, radical din infinit este infinit. Avem, deci, caz de excepție. Vom trece la calculul limitei, urmărind să construim forma 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x. Și anume, vom avea limită când x tinde la infinit din 1 plus radical din x plus 1 supra x minus 1. Totul la puterea radical din x. Deci deocamdată, în paranteză, am adunat și am scăzut 1. Înainte de a efectua calculele din paranteză, vrem să facem o observație, cred utilă, și anume, iată observație importantă, ne aducem aminte de formula radical din a supra b, încă din gimnaziu, este egal cu radical din a supra radical din b, numai în condițiile în care a, b erau numere pozitive, b, bineînțeles, diferit de 0. În cazul nostru avem radical din x plus 1 supra x. Atât a cât și b, adică x plus 1 și respectiv x, sunt pozitive datorită indicației care ne-o dă însăși limita, x tinde la infinit. Deci și x plus 1 și x sunt cantități pozitive. Putem, în consecință, să aplicăm această proprietate. Este egal, deci, cu limită când x tinde la infinit din, în paranteză vom avea 1 plus, radical din x plus 1 supra radical din x minus 1 totul la puterea radical din x. Și acum este egal mai departe cu limită când x tinde către plus infinit din 1 plus linie de fracție vom avea la numărător radical din x plus 1 minus radical din x totul supra radical din x și totul în paranteză la puterea radical din x. Continuăm construcția care ne-am propus-o, deci este egal mai departe, egal cu limită când x tinde către infinit din 1 plus linie de fracție radical din x plus 1 minus radical din x
supra radical din x, în paranteză, această fracție este tocmai f de x din formula alăturată. La exponent dorim să avem inversul acestei fracții, deci vom avea la exponent radical din x supra radical din x plus 1 minus radical din x, ori înmulțim desigur și cu fracția inversă, adică radical din x plus 1 minus radical din x supra radical din x și înmulțim tot la exponent, desigur, cu cantitatea inițială, cu radical din x. Egal în continuare. Realizăm în continuare departajarea care pune în evidență tocmai limita din 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x. Limita acestei baze va fi e la puterea limită când x tinde la infinit din radical din x plus 1 minus radical din x supra radical din x ori radical din x. Putem să simplificăm și avem limită din radical din x plus 1 minus radical din x. Și acum, la exponent, avem o limită a unei funcții iraționale. Este egal în continuare. Egal cu e la puterea limită când x tinde către infinit. Cazul de excepție pe care îl avem la exponent este infinit minus infinit și eliminarea acestui caz de excepție se face amplificând cu conjugata. Este un exercițiu simplu, de aceea îl vom face mai rapid. Amplificând deci cu conjugata vom avea x plus 1 minus x, la numitor bineînțeles conjugata acestei expresii, radical din x plus 1 plus radical din x, și este egal în continuare cu e la puterea limită când x tinde la infinit. Din nou mai scriem linie de fracție, la numărător după reducere obținem 1 supra radical din x plus 1 plus radical din x, și este egal cu e la puterea 1 supra, înlocuind cu infinit, obținem infinit plus infinit, adică infinit. Este egal mai departe cu e la puterea 0 egal cu 1. Limita cerută este 1. Trecem la al doilea exercițiu. Avem limită când x tinde către pi pe 2 din sin de x la puterea 1 supra cos pătrat de x. Înlocuind cu pi pe 2, obținem sinus de pi pe 2 la puterea 1 supra cosinus pătrat de pi pe 2 egal cu sin de pi pe 2 este 1 la puterea 1 supra sinus cosinus de pi pe 2 este 0, de 0 la pătrat 0, egal cu 1 la infinit, deci avem din nou aceeași excepție, 1 la infinit. Vom executa și aici aceeași construcție, și anume vom avea limită când x tinde la pi pe 2 din 1 plus sinus de x minus 1. Deci am adunat și aici 1 și am scăzut 1. La puterea 1 supra cosinus pătrat de x. Este egal în continuare. Limită când x tinde către pi pe 2 din 1 plus sinus de x minus 1, totul la puterea, funcția care trebuie inversată este sin de x minus 1, deci avem nevoie de 1 supra sinus de x minus 1, dar și înmulțim cu sinus de x
minus 1 supra 1 ori expresia care am avut inițial, 1 supra cosinus pătrat de x. Egal în continuare. Realizăm și aici departajarea corespunzătoare și vom avea limită din paranteză care este e, deci vom avea e. La putere aplicăm limita exponentului rămas, deci limită. Când x tinde către pi pe 2, din linie de fracție, sinus de x minus 1 supra cosinus pătrat de x. Egal în continuare, este egal cu e la puterea, limită, când x tinde către pi pe 2, din, la numărător avem sinus de x minus 1, iar la numitor cos pătrat de x, dintr-o relație cunoscută de trigonometrie, este 1 minus sin pătrat de x. Egal în continuare cu e la puterea, limită, când x tinde către pi pe 2, din, la numărător avem sinus de x minus 1, supra 1 minus sin pătrat de x. Nevoia pentru care suntem obligați să lucrăm la această limită este cazul 0 pe 0, la care ajungem dacă aplicăm limita de la exponent, atunci când x tinde către pi pe 2. O descompunere în factor și în final o simplificare va elimina și acest caz de excepție întâlnit la exponent. Deci vom avea sin de x minus 1 supra 1 minus sinus de x. Avem produsul sumei prin diferență sau diferență de pătrate. Deci 1 minus sin de x pe lângă 1 plus sinus de x. Egal mai departe cu e la puterea limită. Când x tinde către pi pe 2, din, vom simplifica cu sin de x minus 1, iată, bineînțeles se conservă aici un semn, semnul minus, pe care îl trecem în fața limitei, întrucât am avut la numărător sin de x minus 1, iar la numitor 1 minus sin de x, deci opusul cantității de la numărător. După simplificare, repet, avem minus, rămâne minus, limită din 1 supra 1 plus sinus de x. În continuare avem e la puterea minus. După simplificare am eliminat cazul de excepție 0 pe 0 întâlnit la exponent. Înlocuind cu pi pe 2 obținem 1 supra 1 plus sinus de pi pe 2 este 1, deci este egal cu e la puterea minus 1 pe 2, adică este egal cu 1 supra e la puterea 1 pe 2, ceea ce conduce la 1 supra radical din e, și bineînțeles după raționalizare avem radical din e supra e, limita la care am ajuns, deci numărul radical din e supra e, acest număr irațional, este limita acestei funcții.